thank you Ei bine, salutare dragilor și bine v-am pregăsit la un nou clip. De această dată am să vă prezint cele două kituri lansate. Le-am cumpărat pe ambele, am zis până la urmă să dau o șansă. Foarte multă lume a zis că kitul cu cărțile ar fi mai interesant decât cel cu hainele, așa că haideți să trecem prin cele două. Însă, înainte de toate, nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles, aștept și comentariile voastre. Iar dacă sunteți doi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. Totodată, aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii care din cele două kituri se pare vouă mai interesant și foarte important avem giveaway în desfășurare pe contul de Twitter, așa că intrați și acolo, am să vă las linkul în descriere. Nu aveți foarte mult pași de făcut, însă acum haideți să dăm și noi acest prim kit și anume Welcome to the Sims 4 Grunge Revival Kit. Acesta este cu hăinuțe, așa că o să intrăm în Create a Sim să vedem și noi, dar mai avem aici și Welcome to the Sims 4 Bugnu Kit. Acesta este cu obiecte și din ce am văzut pe comunitate, ăsta ar fi mai apreciat, cu toate că mie nu-mi place neapărat foarte mult, dar până nu văd exact despre ce este vorba, nu pot să-mi dau o părere sinceră, așa că haide să intrăm și noi în a Sim să vedem și noi pentru început outfiturile pe care le-am primit. Perfect și suntem aici în Create a Sim, așa că o să începem cu personajul masculin pentru că pe acesta ni l-a dat pentru început. Acum nu știu cum ne-a să fac eu ca să-mi dau seama care sunt noi și care nu, dar de la început am văzut această căciuliță care e foarte drăguță și îmi place destul de mult, pot să zic că este chiar interesantă. Și hai să vedem dacă avem și la obiecte pe aici ceva nou. Uuu, da, cercielul acesta care tot la fel mi-a atras atenția. Este destul de drăguț așa, chiar se vede foarte bine și cred că am mai primit ceva, o pereche de ochelari sau chestii, da, pe aceștia. Mm, nu pot pot să zic că sunt chiar pe placul meu, însă hai să zicem, îmi place oarecum ca o coloristică asta așa pe lentile, dar în rest nu pot să zic că sunt chiar foarte mulțumit de aceștia și cred că o să-i las pe ăștia. Și cred că cam atât aici, n-am văzut să fie și altceva. La zona de make-up nu avem noută sau ceva, așa că haide să trecem acum la zona de haine, să vedem aici ce lucruri am primit, că sunt câteva chestii destul de interesante. Și avem această bluză pentru început destul de drăguță, îmi place și cel mai mult îmi place că este cumva și pe spate aici are scrisul acesta, după care o avem pe aceasta, a, e ca un fel de branding ceva, care e chestia asta pe spate, e interesantă, cred că pe o altă culoare s-ar vedea mai bine, avem și acest hoodie, Hanorak, este și ăsta ok, parcă avem o icoană cumva aici, așa, parcă îmi dă mie senzația, dar este drăguță, după care avem cămășuța aceasta, a, și ce-mi place care ăsta din nou aici, se vede că au lucrat la kitul ăsta, și îmi place foarte mult chestia asta, că au început să pună branding așa cumva pe haine, asta nu îmi place, nu este de loc pe placul meu, nu m-aș vedea nici măcar în viața reală, ferească Dumnezeu să port așa ceva, dar na, acum fiecare cu gusturile lui, după care aceasta a da, ulo ce corp de are asta. Stai bre să te mai fac puțin, așa că nu prea place. Asta e drăguță și îmi place așa că este din materialul ăsta, se vede chiar foarte bine. Ia uite ce drăguț din uh, denim cumva. Și mai avem tricoul ăsta simplu care e bun pentru acasă pentru dormit, zic eu că se potrivește foarte bine. Și hai să dăm la pantalonaș aici pentru că avem și aici surprize. Bun pot să zic că e, îți drăguți pantalonii aceștia, chiar sunt ok, poate dacă n-ar fi fost așa evasați aici ar fost și mai bine. Mai departe, ăul stai că nu mai... Vai, să nu spui că acum nu mai mi-apar toate astea aici, că eu nu mai știu care sunt. A, uite, ăsta, ăul. Avem și de ăștia, stai bre puțin că mai băgat în eroare acum. Îi aveam pe aceștia de aici, ok, nu îmi plac, dar îs pentru un casă, ca un fel de pijama. Ăștia, îs mm, drăguți, ăștia chiar îmi plac, cred că sunt cei mai ok, ca să zic așa. Și cam atâta la pantaloni. Cam puțin aș putea spune Iar la încălțării avem ceva nou Ia să vedem vreo surpriză pe aici Uuu, Ia uite, bă ei sunt mișto, ăștia îmi plac și mai ales ăștia sunt super. Uitați cât de drăguți sunt ăștia. Chiar arată foarte bine și pe altă culoare. Ia uitați și pe spate, au aici a făcut chiar se vede foarte bine. Și cam asta ar fi personajul masculin. Aș vrea să trec acum la personajul feminin să vedem și aici ce avem și o avem pe Duduia aceasta. Hai să vedem în partea de sus. Cred că are aceeași căciuliță, dar eram sigur, nimic nou sub soare și cred că aceeași cercei și cu siguranță aceeași ochelari. Obiectele cu siguranță nu sunt în plus nu se mai pun și cercei. Dar hai să vedem aici la bluzițe, că aici am primit lucruri noi. Bun, și avem topul ăsta, e drăguț, după care l-avem pe acesta și asta îmi place, e chiar interesant. Asta la fel, mm, poate ar fi fost drăguț să avem ceva diferit. Ja, uite și asta e la fel, vai doamne, nu pot să credești, doar astea două obiecte sunt noi, în rest astea la alte toate sunt la fel de aici. Deci nimic nou, ok, bă, nu-mi place chestia asta când fac lucruri de genul ăsta, dar hai să zicem și o să-i las pe asta și hai să la pantaloni. Bun. Ăștia-s drăguți. Îmi plac, da? Îs ok. Aceștia sunt la fel. I-am văzut și la celălalt sim. După care pantalonii la fel și ăștia aceiași. Deci doar pe aceștia avem noi. Mă așteptam la, nu știu, ceva mai mult. Și la încălțări sunt sigur. A, ah, ia uite, la încălțări doar pe i-a pus. Ok. Bun. Sunt un fel de unisex sau ceva. Ok, deci cam ăsta ar fi primul kit cu hainele. Pot să zic așa, nota 7,5 să zic că-i dau pentru toate aceste outfituri. Iar acum haide să mergem la Bills să vedem ce obiecte am primit. Pentru că acolo pare lumea mult mai hype față de acest print Așa că o să ne vedem imediat în build mode Perfect și am ajuns la build mode Așa că haideți să aici obiectele pe care le-am primit Și o să începem cu acest fotoliu Care e destul de drăguț așa zice Îmi place cum se prezintă așa După care avem canapeaua aceasta care mi-a plăcut destul de mult Este foarte drăguță Oh și mai avem încă una da, asta nu pot să zic că îmi place foarte mult, dar asta este mult mai drăguță, avem și pernuțele astea, se vede chiar foarte bine. Avem și o măsuță de cafea aici, este drăguță, îmi place și are și cărțile astea jos, așa nu e foarte simplă. Bineînțeles, avem și o masă ceva mai mare, care și asta mi-a plăcut foarte mult de când am văzut-o de la început. Iar acum, pregătiți-vă că încep cărțile, ia uitați aici ce de cărți avem. Astea sunt ok și așa nu aveam foarte multe dacă voiam să punem ceva pe masă și aici ar trebui să fi pus eu ceva un perete, dar hai să zicem că o să le las așa ca să vă dați seama. A, ah, uite și putem să le punem așa cumva. A, ah, e drăguță chestia asta, îmi place, da. Și avem și liber dacă vrem să punem. Este ok, chiar aveam nevoie de o chestie de genul acesta. Uite și asta care este practic din două. O, oh, și putem să-l punem chiar și unul peste altul. Băi, se vede foarte bine, îmi place chestia asta. Asta am zis de la început că îmi place și are și cartea asta din interior care mi se pare mie că ar fi cumva de la Wedding Stories. După care avem acest tablou care mi-a plăcut foarte mult. ia asta să vedem dacă putem să-i schimbăm și imaginile de aici, da, priviți, are mai multe chestii de astea, u. Uh! U, ce faine. Uite, asta este exact de la Wedding Stories, mi-așa, mi se pare. Asta de cărți, la fel mi-a plăcut foarte mult, se vede chiar foarte bine. Ia uita, -și ce drăguț este, dar cred că am sărit peste tean cu asta de cărți. Mamă, deci poți să faci o bibliotecă adevărată de acum încolo. Și îl mai avem pe acesta, care e foarte drăguț și îmi place că avem și cana asta de cafea, se vede foarte bine. Și mai avem aici ceva, ăsta unde neba să-l mai pun. Băi, aș fi vrut să-l pun aici sus, ia să-l vedem. Vai, e foarte drăguț, îmi place, chiar e drăguț. Avem și un covor, chiar mai ne trebuia încă un covor, nu aveam suficiente și asta pare destul de cumințel așa. U, și avem și o floare dintre aceasta mai mare, care are și o lumânare. U, uh, drăguț, da, nu mă așteptam la chestia asta. Bun, avem și această mică veioză, lampă, nu știu cum să-i zic acum, dar nu mă dă pe spate. Însă lampadarul este drăguț, e așa cumva mai industrial. și niște cărți în cazul în care vă era dor și îți drăguțe așa. Era aici avem biblioteca nelipsita bibliotecă să puneți la cărți cât să citiți pentru 5 Oraturi de acum încolo. Ia uite ce e aici, plin de cărți, ia uite, uilu. Asta e biblioteca lui Harry Potter cu siguranță. Și cam astea sunt obiectele de build. Nu cred că am primit ceva pe aici, adică n-am văzut să fi fost ceva, nu știu, un geam sau o chestie. Dar haideți totuși să ne uităm să fim siguri că nu am primit și pe aici ceva și să omitem cumva, eu știu, vreo chestie. Uuu, ba da, uite, am primit ăsta. Bun. Bun, bun. Uite, nu știam, vedeți, dacă treceam acum nu ne dădeam seama. Și am primit și ceva jos aici? N-am primit din păcate doar ăsta, Însă cam astea sunt obiectele destul de drăguțe. Dacă stau să fac un top așa, îmi plac astea două. astea de pe masă de aici, toate îmi plac și asta. Covorașul e drăguț, lampadarul, celelalte accesorii de aici sunt foarte drăguțe împreună cu tabloul. Și biblioteca este ok. Mai ales îmi place foarte mult chestia asta, pentru că de acum încolo putem să le folosim poate și la o bucătărie. Poți să faci o bucătărie mai spectaculoasă, ca să zic așa. Deci cam acestea sunt cele două kituri. Aștept să-mi spuneți și voi în secțiunea de comentarii care dintre cele două v-a plăcut mai mult. Asta cred că o să-i dau nota totuși 8,5 și o să zic că mi-a plăcut mai mult față de celălalt cu haine, cu toate că în primul clip pe care l-am făcut am zis că celălalt mi se pare mai interesant. Dar acum dacă stau să mă uit mai bine, tot asta cu obiecte este mai drăguț. Până la urmă putem să facem o construcție mult mai interesantă. Așa că aș aprecia foarte mult să lăsați și voi un like la acest clip. Iar până la un nou episod cu The Sims 4, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!